doamnelor și domnilor, bună seara! Și bun găsit la știrile școlii de televiziune! Alertă pe aeroportul Otopeni! Un zbor spre Duser... Scuze! Da. Nu ne oprim! Duser. Doamnelor și domnilor, bună seara! Și bun găsit la știrile școlii de televiziune! Alertă pe aeroportul Otopeni! Un zbor spre Düsseldorf a fost anulat în urma unei amenințări teroriste. Aeronava a fost imediat izolată și verificată atent de trupele speciale de intervenție. Cei 60 de pasageri pregătiți de zbor sunt și la această oră în aeroport. Avionul a aterizat la București în jurul orei 14. Trebuia să decoleze spre Düsseldorf la ora 15:30. După ce toți pasagerii au coborât din aeronavă, angajații companiei s-au apucat să pregătească avionul pentru următorul zbor. La un moment dat, unul dintre ei a găsit în buzunarul unui scaun un bilet. Era o amenințare cu bombă. Panicați, oamenii au dat imediat alarma. Niciun pasager nu a mai fost lăsat să urce în avion. Conducerea aeroportului a pus să aștepte în zona liberă. Aeronava a fost dusă într-o zonă izolată a aeroportului. Acolo, trupele speciale de intervenție au verificat fiecare ungher. Fiecare bagaj a fost descărcat și verificat. Mii de oameni s-au călcat astăzi în picioare în mai multe orașe pentru 4 litri de ulei la preț de 2. Oamenii n-au mai ținut cont de rușine sau respect și s-au bătut pentru sticlele cu ulei. În urma lor, magazinele au rămas răvășite și cu vitrinele sparte. Tineri, bătrâni, săraci sau mai puțin săraci, ardeleni, moldoveni sau dobrogeni. Mii de români s-au bătut pe câteva sticle de ulei. Scandalul a început înainte ca porțile magazinelor să se deschidă. După mai bine de 8 ore de stat la coadă, nervii au cedat. E foame mare România asta! Toată lumea va primi ulei! N-aveți voie să cumpărați mai multe sticle! Vingeți, nu mai dăm drumul la magazin! Am intrat puși cu tot, am ieșit puși cu tot. Unii n-au mai apucat nici scandalul, nici uleiul. Au cedat și au plecat acasă. Mișcarea sindicală din România a primit o grea lovitură de imagine aseară. Marius Petcu, liderul CNSLR Frăția, a fost reținut în timp ce primea 40.000 de euro, despre care procurorii DNA spun că erau mită. Detaliile date publicității sunt halucinante pentru un lider de sindicat. Petcu s-a acuzat că lua bani ca să lasă o firmă de construcții să ridice un centru de odihnă pentru sindicaliști. Pentru bunăvoința lui, el a primit o jumătate de milion de euro. Banii îi încasa în tranșe lunare mari, cât fondul de salarii a unui spital orășenesc. Acțiunile acestea care se vor încheia, practic, primul ciclu cu greva funcționarilor publici din 13 nu vor avea rezultat, atunci am decis împreună să blocăm întregul sistem bugetar cu o grevă de amploare. Sunt cele două ipostaze ale lui Marius Petcu. Până ieri era cunoscut drept unul dintre cei mai vocali și mai temuți lideri sindicali. De aseară este un personaj public acuzat că a câștigat bani mulți folosindu-se de poziția sa. Procurorii DNA spun că Marius Petcu a fost prins când primea 40.000 de euro. Anchetatorii susțin că era mită, avocații altceva. Noi pierdem puțin, ei câștigă mult. Chiar așa, știați că la fiecare produs ambalat pierdem câteva zeci de grame? Deși comercianții spun că nu pun la socoteală ambalajul la prețul produsului, un experiment făcut de reporterii noștri arată că lucrurile nu stau absolut deloc așa. Ba mai mult, dacă luăm în calcul furturile la cântar, rezultatul arată că a mai putea trăi o lună din banii pe care îi dăm pe ambalaje și pe micile ciupeli ale vânzătorilor. În fiecare lună, 7% din banii pe care îi dăm pe mâncare sunt de fapt bani pe care îi plătim pe ambalaje sau pe ceea ce mai fură comerciantul la cântar. Vânzătoarea amabilă ne-a înfășurat marfa într-un morman de hârtie. Am plătit 4,65 de lei. Acel ambalaj noi nu suntem obligați să-l plătim. Când cerem vânzătoarei să renunțe la ambalajul de hârtie, prețul scade deja la 4,5 lei, 15 bani în plus la 4 cremvuști. Facem verificarea mai departe la metrologie. Să vedem cât înseamnă hârtia. Cum pachetați dumneavoastră cum trebuie? Zece. Colegii vadmanului reținut și între timp eliberat spun că tramvaiul ucigaș a mai avut probleme cu frânele și altă dată. Șefii regiei au o altă versiune. Primarul se plânge că vadmanii
sunt spaima șoferilor. Șefii regiei îi contrazic cu statistici. În timp ce autoritățile aruncă pisica dintr-o curte în alta, aseară încă un tramvai a sărit de pe șine. Din fericire, de această dată nu au mai fost victime. Vagonul 334 a derat la puțin timp după ce magistrații au decis să nu-l aresteze pe vatmanul care conducea tramvaiul 13 în clipa tragediei. Nu are voie să părăsească orașul și nici să conducă. Nu este terminat la momentul oportun, o să fac tot ce decizia mă luată astăzi este în favoarea dumneavoastră. Da. Decizia le-a dat curaj celorlalți vatmani care încet încet au început să vorbească despre problemele din regia de transport local. Îl susțin, că știm în ce situație sunt vagoane. Chiar dacă s-a dus la nimic. Mii de oameni s-au adunat astăzi la slujba de întronizare a arhiepiscopului Andrei Andreicuț. Ungerea noului mitropolit într-o zi atât de importantă pentru creștini pe cum sărbătoarea Bunei Vestiri le-a dat speranță că fața Domnului se va întoarce din nou spre ei. În fața Catedralei Mitropolitane din Cluj nu avea loc să arunci un ac. Credincioșii s-au strâns cu miile încă de la primele ore ale dimineții, când a început slujba religioasă, oficiată chiar de preafericitul Daniel. Am venit special de la Maramureș, Sălișta de Sus. Ne rugăm pentru sănătate, ajutor. Că e postul mare, un moment deosebit, special. Cu credință în suflet și cu speranță de mai bine, mulți dintre cei prezenți astăzi la Cluj au venit de la sute de kilometri distanță, îmbrăcați de sărbătoare. Doamnelor și domnilor, aici se încheie știrile școlii de televiziune. Suntem Ionela Nicula și Vlad Ionescu și vă mulțumim pentru atenție. O seară excelentă! Pe curând!